Vinul bun pleacă din vie și nu are frontiere, așa că ne-am hotărât să plecăm din București, de la Ova Wine Shop and Bar, adică de la Strugure, să trecem prutul către destinațiile enoturistice din Republica Moldova. Sunt Sergiu Nedelea, somelierul, iar acesta este sezonul 3 Wine Trips România. Deci să trecem prutul. Ziua din Republica Moldova, când distanțele sunt mai lungi, partenerul Tarom ne este alături. Am aterizat la Chișinău, împreună cu Wine Trips România ne pregătim de călătoria vitivinicolă. Crama ne așteaptă, vinurile sunt pregătite pentru degustare. Zic să mergem! Ce călătorie minunată am avut în Republica Moldova cu Wine Trips România. Am trecut prutul și uite unde am ajuns. Am ajuns în vie, am ajuns să degustăm vinurile din Republica Moldova, vinuri care nu mai au nevoie de prezentare. Astăzi suntem la Domeniile Davidescu, dar nu o să fiu singur pentru că am un invitat drag mie și foarte special. Este vorba de maestrul Eugen Doga. Muzica și vinul se vor întâlni, să vedem ce acorduri vor dezvolta împreună. Până la urmă, sunt convins că vom găsi acea asociere minunată între vin și muzică. Mă duc să-l aștept pe maestru. Turgurii s-au copt, vinul s-a răcit, să mergem! Maestre, bine ați venit! E vădare spre rai! Bună ziua! Mă bucur să vă revăd! Trebuie să recunosc că am puține emoții, nu e ușor lucru să te întâlnești cu maestru însuși, nu? Păi, fără emoții nu aveți ce face. N-am ce să fac, într-adevăr. Cum ați călătorit? Cu dragoste. Cu dragoste, nu? Ce frumos! Ne așteaptă Elena Davidescu, cred că a treia generație, și zic să mergem să vedem cu ce să laudă ei pe aici. Mi-era cunoscut numai numele, acum să vă incorporă. Să mergem, maestră. Hai, mersi. Elena, bine te-am găsit. Elena Davidescu, am vrut să-i fac o surpriză astăzi. Chiar și... da, eu am auzit numai de ea. Bine v-am găsit, maestrul Eugen Doga, suntem onorați să vă avem astăzi alături de noi la Crama Domeniile Davidescu. Bine v-am găsit aici. De fapt, azi cred că mi s-a împlinit visul, când eu auzeam și chiar voi fi vreodată aici. Spune-ne, Elena, cum e povestea asta? Că voi sunteți practic un holding, un grup mare aici, nu? Da, noi suntem practic, suntem o vinărie de familie și în grupul nostru avem 3 vinării. Este vorba de vinărie din Vale, este vorba de Crama Regală și de Domeniile Davidescu, la care vă aflați astăzi. Deci suntem o vinărie din a treia generație deja. Totul a pornit cu bunicul Ilie. Ce frumos, bunicul Ilie. Da, exact. Ce bine sună așa. Deci bunicul Ilie locuia chiar în Chioseria Mare. Și toată această dragoste și patimă pentru vinuri a venit exact de la el, pentru că dumnealui era un apicultor desăvârșit și un vinificator desăvârșit și a transmis mai departe și această moștenire și către tatăl meu, Vladimir Davidescu, și către nepoți, Andrean și eu deja, Elena Davidescu. Da. Deja voi ați preluat așa ușor. Exact, am preluat asta. Tehnicile, da. Hai să vedem cum e cu vinul, să închinăm așa. Am pus aici ce avem? Avem un roze, nu? Din rară neagră.
Pare grozav. Fii. Da, ce culoare frumoasă are. Asta este din domeniile Davidescu. Exact. Asta exact. Ce o să ne arăți, Elena? Ce vizităm astăzi? Deci astăzi o să vizităm podgorile noastre, care se află în zona Valului Traian, deci zona cu indicație protejată geografică. Și apoi vom vizita crama cu cele peste 500 deci de baricuri. Deci vedem și cum se face vinul, cum e. Să începem călătoria noastră, pentru că avem puțin așa de umblat. Haideți să mergem. Păi să mergem, nu? Da, hai că iau și asta cu mine, nu? Și eu iau pe aceasta. Haideți. Bun. Mergem. Maestre, ce ziceți de locul ăsta impresionant? Eu când am intrat aici, m-am întrebat dacă e vinărie sau e așa, o sală de concert. Cred că are și interesant un concert în sala asta unde se odihnește vinul. Nu știu dacă se poate vorbi aici, m-am muțit la un moment. Da. E impresionant așa când vedem butoaiele astea în spate. Cred că și biblioteca de la Vatican nu are așa ceva. Așa mai numim noi și sala liniștii. Aici avem peste 500 de baricuri franțuzești de stejar. Le achiziționăm din zona Bordeaux și aici se maturează cele mai nobile vinuri ale noastre, cărora le conferă. Deci baricul este renumit pentru a conferi arome precum vanilie, ciocolată, tanin mai plin și oferă și o plinețe și o delicatețe vinurilor noastre. Deci de au e un secret, așa, am început să spună de ce ies vinurile astea atât de bune la noi. Dar nu-mi place asta cu liniștea, parcă absorbă de știu aroma franțuzească, dar noi consumatorii absorbim frumusețea și gustul și aroma familiei Davidescu. Domeniul Davidescu are 250 de hectare, sunt cele mai fertile soluri. Practic cultivăm strugurii în manual, totul este făcut manual, avem o linie Pelenc care face microcolectare și deci ca să putem să extragem, cum să vă zic eu, deci din bobiță exact ce trebuie. Ce e mai de calitate? Ce e mai de calitate, exact, exact. Bun, gama clasică, să spunem, deja cunoscută de piață, dar voi de curând ați scos frumusețea asta, generații. Ce frumos sună, generații, nu? Deci generații da. Trage tot de la familie, de la bunicul, de la părinți. Eu am observat exact. Că aici sunt 8 sticle, deci câte sunt 8 deci note. Avem 8 note. 8 note. Octavă. Normal, noi când, analizăm un vin, îi spunem foarte tehnic, analiză senzorială. Și bineînțeles că ne folosim ochiul, nasul și gustul să înțelegem vinul. Dar puțină lume știe că se fac și niște analize senzoriale auditive ale vinurilor. Chiar în România, Cătălin Pădurar a făcut asemenea audiții. Dar alea sunt mai complicate. Cel mai simplu să asculți vinul este atunci când îl torni în pahar. Un vin proaspăt, cu acetitate ridicată, e așa ca un clingherit, ca un clopoțel de argint. Stați că o să vedem, să ascultăm melodia asta. Să ascultăm, nu? Așa. Tornați-o să vedem cum sorțul e pe acolo. Dacă avem așa un cântec de vin. Hai, hai să-ți iei paharul. Hai ce melodie frumoasă. Aici avem un triptic, nu? De, exact, aici de avem soiuri. Pași din 3 soiuri, 2 dintre ele sunt autohtone. Deci avem rară neagră, avem sira și fetească neagră. Aha. Deci, cum vă spuneam, delicatețea unei domnișoare, fetească neagră, un pic așa mai note condimentate de piper negru, prune. Exact. Noi domnii trebuie să vin pregătiți așa la delicatețea asta. Da, și apoi și siraul, care dă mai, hai să zicem, corpulență, culoare. Bine, condimentul ăla. Exact, și un pic de intensitate. Cum se zice la bucate, dă sarea și piperul, în caz de față, mai mult piperul este exact. Vine în acest vin este maturat peste 12 luni în baricuri franțuzești de stejar. Iar, da, avem și vinurile albe, la fel care le maturăm. Iată, după cum puteți vedea,
Avem și un vin alb care a fost maturat, deci este chardonnay în cupaș cu un vin, hai să spunem roșu, Cabernet Sauvignon, deci este un vin mai special. Aceste vinuri generații se trag chiar din timpuri mai îndelungate. Utilizăm viță de vie de peste 40 de ani, adică vie veche, de origine mai veche, și practic poți să extragi cât mai mult proprietățile, hai să zicem, organoleptice, gustative, consistența. Elena fiind tânără, îi se par timpuri îndepărtate acum 40 de ani. Nu îi se par așa de îndepărtate. Ne duci să degustăm din barică, ne-ai promis că ne dai ceva bun acolo. Cum se zice aici în Moldova? Mergem la botul calului să degustăm ceva, nu? Exact. Mergem. Băi, Elena, ia hai să vedem. Și asta e muzică. Provocat pe Adrian, oenologul Crami, să ne servească cu ceva foarte deosebit astăzi. Avem un chardonnay deosebit. Da, ai spus că l-ai provocat. Nu prea de la oricine, nu? Din butoi așa. Nu direct. De la oricine, nu, doar la cei mai speciale invitați. Da. Suntem privilegiați astăzi, că bem direct așa de la... Așa de ușor pui mâna pe acest butoi, dar de fapt e făcut din doage, toate de acolo sunt... Doage, da. Da, de mine. E vorba de un chardonnay baricat peste 9 luni în baric francezesc de stejar. Ah, ia să vedem. Acest vin are o aromă foarte fină de flori, de miere, de albine, de pâine tostată, să zicem așa, de unt, pentru că doar chardonnay-ul poate să dea așa arome care îi se trag de la baric, de la un adevărat baric. E aroma lui naturală este? Sau? Are aroma, da, adică e aroma naturală plus ce conferă baricul. Și acum, Adrian, știu și de ce nu se umblă la butoaie. Butoiul trebuie să fie tot timpul plin. Tehnicienii care lucrează aici, enologii, au grijă ca butoiul să fie tot timpul plin, să nu aibă niciun fel de gol de aer. Practic se numește ulajul butoiului. Tot timpul trebuie să fie plin, pentru că altfel aerul deteriorează, cumva strică din constituția vinului. Da, e bun. Felicitări. N-am vrut să-i spun foarte bun, că după aia devine prea mândru, știi, și vrea și el o medalie. Da, poate cine știe. Merită, da, merită. Cu siguranță că merită, da. Mergem să vedem și plantațiile de fetească neagră, de saperave, care se află chiar în Alexandru Ioan Cuza. Și tot acolo ne așteaptă și, hai să spunem, șeful pe viticultură sau agronomul nostru renumit, care vă va prezenta și deja și strugurii, pentru că suntem și în perioada de recoltare și avem niște struguri deosebiți. Chiar azi dimineață, înainte de a veni aici, eu am scris partitura imnului Alexandru Ioan Cuza, fiindcă am Ștefan cel Mare, vai, este Mihai Viteazul și al treilea... Și acum e Alexandru Ioan Cuza. Da. Wow, extraordinar. Haideți să mergem, haideți. Mulțumim, Adrian. Mulțumim, Adrian. Zice că vinul bun pleacă din vie și de aceea am venit și noi în vie, nu, Elena? Exact. Maestre, domnul, da, Ion, să vedem cum e roada anul ăsta. Domnul Ion, numai să o vedem, ori să o gustăm? O și gustăm. Mie îmi place mai mult metamorfoza, că și strugul e frumos, că na, asta face, dar mai mult îmi place zeama din sticlă. Aha, da, rezultatul. Da, rezultatul e important. Dar cum nimeriești în sticlă? Aia e multă muncă în spate. Și de aceea m-am și gândit să mergem totuși în vie, că atunci când mergi într-un magazin sau într-un restaurant, vezi vinul, te uiți la el, dar nu știi câtă muncă e în spate. Pentru că de aici pleacă totuși povestea, să vezi cum face agronomul, cum îngrijește via. Câtă lume știe că fetească neagră, de exemplu, e foarte pretențioasă. Când vine vremea asta a culesului, puțin mai înainte trebuie să desfrunzești ca, nu, soarele, da, să vadă strugurile. Și fetească neagră, deși e atât de bună ca transformată în vin, e așa de pretențioasă când e strugure, nu? Cum e, domnul Ioan? Așa e, mai scurtă.
Ce ne-a plăcut de soiul ăsta, că el e autohton, da? El nostru și cu România împreună, adică noi l-am procurat de la români, la România, și e foarte liber, frumos să crește. Mi-am place când văd așa struguri mari, dacă vreți să mă credeți, când vin dimineața la câmp, eu la ora 5:30 pe câmp. Acum o leacă mai se luminează o leacă mai târziu, la 6, dar oricum eu sunt aici și permanent monitorizez, nu cumva să scăpăm boală, nu cumva să fie, că vreau ca producția marfa primă să nimerească acolo la prelucrare, să nimerească de calitate. Elena, deci aici e bogăția, de fapt, nu? Aici e pământul de unde se... Aici, exact. Vă spun, soiurile astea roșii foarte bine merg la sudul Moldovei, deosebit la localitatea noastră, și nu degeaba le manesc eu toate locurile astea cu domnul Davidescu la Demirici. Adică am ajuns la momentul că trebuie să plantăm acolo, eu ca agronom, dânsul ca economist, și ne-am spus că investițiile, adică din partea mea banii au să fie. Mai departe faci, cum știi tu, că partea agronomică. Și ia câte ea se vede la moment, cred că, da? Maestre, cum vi se pare așa? Cum e aerul ăsta de vie? Are așa priveliște, văd ca niște portative de note. Uite, vreau să vă dăruiesc această carte. Viața mea așa cum a fost să fie. Și cum credeți? Cred că așa. Nu că cred, dar așa trebuie să fie. Roada e bogată, băbească, nu? Fetească, exact. Negre amândouă. Ce a rămas? Să le punem o notă. Eu așa aș zice că nota care nu se încadrează în cifrele care noi le cunoaștem. Nu știu câte cifre avem, nu mai știu. Multe eu. Sunt prost cu matematică. Să-i dăm o notă muzicală. Dar o notă aici care a rămas aici neidentificată, dar simțită, eu cred că cea mai înaltă apreciere, fiindcă meritați domnul Ion și toți și frumoasa, eu am fost nu de mult, chiar vara asta, la lângă insula unde Elena, unde a fost Sarmano Napoleon. Da, și eu cred că este cea mai înaltă apreciere, dar e o fericire enormă. Uite, să vă aflați în sânul naturii, extra, dar nu în sânul naturii, dar naturii create de voi. Eu personal, nu știu, sunt încărcat așa de energie și de emoție, trebuie să recunosc, pentru că astăzi a fost o zi mai mult decât interesantă, faptul că venind aici în Republica Moldova și având privilegiu să-l întâlnesc pe maestru Eugen Doga, având privilegiu să vă gust vinurile voastre la Casa Davidescu și am avut și privilegiu să fac cunoștință cu vița voastră de vie prin intermediul domnului Ion. Și zic că lucrurile astea așa lăsate de undeva de sus. Mulțumim mult și să ne revedem sănătoși și am eu o vorbă, să vă fie vinul mereu bun. Îmbătați lumea de dragoste de viață. De dragoste de viață, de finețe, de soiuri autohtone, de soiuri europene. Cred că astea sunt cuvintele, nu de final, așa de care să închidă ziua asta, nu? Să fim îmbătați de dragoste. De dragoste, de muzică și de vin. Așa. Doamne ajută! Da, Doamne ajută! Eu zic să luăm câte o generație cu noi, să o dăm mai departe.